Bună ziua! Vă mulțumim pentru prezența la această declarație de presă despre misiunile desfășurate de structurile MAI în contextul alegerilor locale și despre modul de soluționare al sesizărilor de incidente electorale aflate în competența MAI, înregistrate până la această oră. Pentru început, vreau să precizez că până la acest moment nu au fost înregistrate incidente deosebite de ordine publică. Au fost înregistrate 96 de sesizări referitoare la posibile fapte care au legătură cu procesul electoral. Toate sesizările sunt verificate cu promptitudine. Până acum, un sfert dintre semnalări nu s-au confirmat, iar față de 48 se efectuează în continuare cercetări. Au fost constatate 16 fapte contravenționale, pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 8.700 de lei și 4 avertismente scrise. De asemenea, s-au primit sesizări cu privire la 9 infracțiuni, pentru care sunt cercetate 5 persoane. Cele mai multe sesizări au fost despre continuarea propagandei electorale, turism electoral, vot multiplu, fotografierea sau filmarea buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot, coruperea alegătorilor, sfătuirea alegătorilor la sediul secțiilor de votare sau în perimetru de 500 de metri să voteze sau să nu voteze un anumit candidat. Permiteți-mi să vă prezint acum și câteva exemple. În sectorul 5 din București, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că într-o secție de votare se distribuiau mai multe buletine de vot pentru primar general și primar de sector către anumiți votanți. Aspectele sesizate însă nu s-au confirmat. În Ilfov, polițiștii au aplicat 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 de lei pentru comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secției de vot. Într-o secție de votare din județul Giurgiu, a fost sesizat faptul că un reprezentant al secției de votare sugerează votanților cu cine să voteze. În urma cercetărilor s-a constatat că aspectele sesizate nu se confirmă, iar apelantul a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei. Polițiștii din Dâmbovița au fost sesizați cu privire la faptul că la o secție de votare este montată o cameră de supraveghere video. Au fost dispuse imediat măsuri pentru acoperirea obiectivului camerei de supraveghere și polițiștii efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de violare a confidențialității votului. În județul Timiș, reprezentantul unui partid politic a sunat la 112 pentru a sesiza faptul că a primit 2 buletine de vot pentru funcția de primar, dintre care unul avea deja aplicată ștampila pe un anumit partid politic. Se efectuează cercetări. La o secție de votare din Dâmbovița s-a sesizat faptul că un candidat la funcția de primar influențează alegătorii. Polițiștii efectuează cercetări și în acest caz. În Caraș-Severin, polițiștii fac cercetări pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, după ce în fața unei secții de votare a izbucnit un conflict spontan între 2 persoane. În același județ a fost primită o sesizare referitoare la faptul că la 2 secții de votare votanții intră în cabina de vot cu un soțitor. Au fost identificate mai multe persoane din localitatea respectivă care ar fi însoțit alegătorii în cabina de vot cu permisiunea președintelui secției de votare. Se continuă cercetările. La o secție de votare din Costinești, procesul electoral a fost suspendat pentru o oră după ce un votant a descoperit o greșeală de tipărire pe buletinele de vot. Procesul de votare a fost ulterior reluat fără probleme. Polițiștii din Năvodari au fost sesizați cu privire la faptul că la o secție de votare unul dintre votanți ar fi distrus mai multe buletine de vot. În urma cercetărilor s-a stabilit că alegătorul respectiv ar fi primit câte un buletin de vot în plus și după ce ar fi aplicat ștampila cu mențiunea votat, ar fi constatat acest lucru, moment în care a rupt cele 2 buletine de vot. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere de înscrisuri. Într-o localitate din Olt, un bărbat a votat cu actul de identitate al concubinei, fără ca membrii secției de votare să observe acest lucru. După aproximativ 20 de minute, bărbatul a revenit cu propriul act de identitate. Se fac evident cercetări. În Maramureș, structurile de specialitate ale MAI efectuează verificări după ce în presă au apărut mai multe informații privind cumpărarea de voturi. De asemenea, au fost înregistrate mai multe sesizări de așa zis turism electoral, toate fiind de urgență verificate. Vă reamintesc că pentru prevenirea acestor fapte, în toată țara, poliția organizează filtre rutiere. Am avut și un caz medical la o secție de votare din Bistrița Năsăud, unde un bărbat a leșinat și în cădere a suferit un traumatism cranian. În acest caz a intervenit echipajul SMURD. De asemenea, în Prahova, procesul de votare s-a întrerupt din cauza unor probleme cu alimentarea cu curent electric.
Doamnelor și domnilor, efectivele Ministerului Afacerilor Interne rămân la datorie până la finalizarea procesului de vot pentru a verifica punctual și cu celeritate orice sesizare privind încălcarea legii și pentru a stabili existența aspectelor semnalate. Următoarea declarație de presă va avea loc la ora 15. Vă mulțumesc!